un videoclip foarte frumos, emoționant, dar mai multe vreau să aflu chiar de la băieții de la cort care sunt lângă mine pe canapea. Bine ați revenit acasă, dragii mei! Bine te-am găsit, salutare! Bine v-am regăsit pe toți! Voi chiar ne sunteți tare dragi, mai ales că nu este prima dată când veniți și noi de fiecare dată te așteptăm, vă așteptăm, așteptăm în sens că trupa Acord, o așteptăm cu mare drag. Vreau să știu mai multe despre acest videoclip și despre această piesă care este nou-nouță. Fresh. Ce să zicem? De fapt lucrăm la piesa asta mai mult timp. Cred că e vorba de... Am să-mi permit să zic, cred că e vorba de vreo 2 ani, hai să zic așa. Se lucrează de mult la cântec, acum l-am lansat în acest concept, cu această linie, cu acest mesaj, cu acest videoclip, tot împreună. Și mulțumim foarte mult echipei, oamenilor care au lucrat împreună cu noi la acest produs. Putem să le zicem și numele, da, cred sigur, că sigur, o să fie sigur, corect. Sigur. Autorii suntem noi, îl salutăm pe Eugen, Doi Bani, Sergiu Teacă și desigur echipa de filmare deja. Și Iure Bădicu. Iure, da, automat, Iure și da. Echipa noastră. No, oricum trebuie să-i menționăm și da, numele, pentru că, din câte știu eu, versurile îi aparțin. Noi când zicem noi, automat intră și okay, Iure la bun. Pachet. Adică... bun, de ce în limba rusă? Pentru că, cumva, oamenii vă percep așa, mai mult ca vorbitor de limba română, piesele sunt în limba română, aveți și câteva în limba rusă. Vreți să continuați? De fapt, avem, de fapt noi, repertoriul nostru, avem piese în română, în rusă, în engleză, în sârbă, în germană, în spaniolă. Asta, de fapt, este, asta este cererea publicului nostru. Adică, noi urmărim foarte mult toate comentariile, toate mesajele pe care le avem în, pe online mai mult, pentru că acolo se întâmplă, de fapt, cel da, mai exact, mult feedback. Da, exact, acolo e viața. Da, și lumea cere asta, lumea asta vrea, publicul nostru. Și cam cât timp a durat realizarea acestui videoclip? Pentru că, știi cum, de fiecare dată artiștii când vor sau se gândesc la un concept, vor să fie inedit, e clar, fiecare începe cu această premisă. Însă cumva se pierde din, nu știu, din autenticitate, poate, sau din acel șarm, pentru că totul se repetă. Întotdeauna calculele de acasă nu coincid cu cele de la piață, așa da. Cum s-ar spune. Dar noi putem să spunem că ne-a reușit ceea ce am vrut împreună cu domnul secrieru, domnul regizor. Și noi suntem mulțumiți de imagine, noi suntem mulțumiți de colaborarea cu el, deoarece Goșa este un băiat talentat, tânăr, care știe să ia imagini care deja au fost filmate, doar că cu un alt ochi. Așa. Și asta este un talent, eu cred. Dar în idei vă aduceți și voi aportul? Totdeauna, sigur. Da. Tu îți dai seama că atunci când e vorba de un produs comun, în care nemijlocit este imaginea noastră, este trupa da. Acord, pentru noi contează fiecare detaliu. Și atunci noi participăm practic la fiecare moment. Începând de la ținute, vestimentați și finalizând cu cadrele pe care le locații, da. Montăm. Chiar și da, anumite momente unde poate nu stă așa bine întors capul, părul, nu știu, mâna, gura și așa mai departe. Trupa Acord este trupă perfecționistă. Eu văd... Da, putem spune acest cuvânt, da. Ok. Eu văd în imagini că ați filmat și în grădina botanică, dar văd și alte imagini. Uite, de exemplu, asta pe care a fost Eduard Adineaur. Unde ați mai filmat? Sau e un secret? Nu e un secret. De ce? Mai ales că totul este aici, la noi, în Chișinău. Da, da, te referi la peretele ăsta roșu? La peretele ăsta alb. Da. E o carieră de nisip. E cariera? De nisip, sigur. Așa, sigur. Cariera de nisip. Da. Și clădirea din cărămidă? O clădire din Chișinău într-o zonă, într-o zonă în care dacă mergi să vezi, e de fapt o fabrică? Nu e fabrică, e ceva mai... Un depozit. Se lucra acolo alături. Se lucra foarte mult și era foarte mult. Imaginea seamănă exact cu un cartier din New York. Da, asta ne-a plăcut și nouă. E undeva, dacă să fiu foarte... Despre asta și vorbesc, pentru că noi când mergem ca simpli, nu știu, cetățeni, nu ne sclipește în ochi, uite, un loc oarecare, dar voi ați reușit, prin imagini și prin acest clip, cumva să dați o alură altfel locului, în primul rând.
De asta și asta suntem artiști. Da, și e maestrie echipei de filmare, de fapt. Trebuie să spunem acest lucru, pentru că foarte mult contează unghiul și cum vede regizorul imaginea. Și cine este fata? Acum, hai, încet, încet. Sigur că da, este Irene, o salutăm și mulțumim că a acceptat să se filmeze. Foarte expresivă. Da, e un model de la noi, din Chișinău. Așa. Da. Bun. Și hai să văd, pentru că dacă tot piesa asta e de 2 ani, se coace și abia acum a ieșit, da? Da, lucram la ea acum. Vreau să întreb, ce înseamnă mesajul sau care este mesajul piesei? Ploaie, iubire, vară? Ca întotdeauna. Ca întotdeauna amintiri, cele mai frumoase amintiri pe care le are, le-au doi îndrăgostiți undeva departe. Uh-huh. Bine, aici se cântă foarte clar despre amintirile de la Paris, despre amintirile de la Milano, acolo unde de fapt probabil această fată era cea mai sclipitoare, cea mai fericită. Ok. Și ea, de fapt, este asociată cu o ploaie de vară, da? Dar de ce nu plouă un videoclip? Dacă e fata ploaie. Asta e mesajul ăsta la mai primit, vreau să știi. Să știi că noi nu că urâm, dar cumva fugim de acest moment. Dacă e fată ploaie, arată ploaie. Deci cumva știi, e o chestie... De fapt, asta este o greșeală regizorală care se învață și la conservator. Adică ei nouă ne spun, băieți, dacă se cânte despre ploaie, noi nu putem să arătăm ploaie. Este clasa întâi asta, știi? Cumva e o chestie cumva, foarte... Dacă te uiți mai atent la acest videoclip, de fapt, noi suntem în locurile cele mai uscate. Așa. Ea este în locurile unde ea a dat viață. Așa. Și dacă vezi ultimul cadru din videoclip, acolo unde a pășit ea pe acel nisip, au înflorit florile. Eu sunt sigur că Sanda a văzut acest lucru. Am văzut că m-am documentat și mai ales cumva tot ce este nou pe piața noastră, vrei nu vrei, trebuie să stai în priză și să vezi. De asta și l-am vizionat, de asta și... Știi. Și fata mi s-a părut foarte expresivă. Până la urmă, fiecare vede ceea ce vrea. Adevărat. Ceea ce are în cap, ceea ce simte. Mesajul nostru, scopul nostru artistic este să redăm o stare, să redăm o emoție. Deja fiecare se regăsește în felul lui. Sigur că, cum zici tu, de ce plouă, e normal să fie aceste întrebări, e absolut normal și noi ne bucurăm că ele sunt, că dacă nu ar fi exact, o problemă. Ar fi o problemă, ar zice că băieții ăștia nu fac ceva corect dacă pe nimeni nu-i interesează. Exact. Bun, haideți să vă mai întreb, pentru că voi ne sunteți foarte dragi de fiecare dată când veniți la noi. Ce planuri are trupa Acord pentru această vară? Să înțeleg că piesa asta va fi un hit, ați lansat-o și gata, vă duceți la odihnă? Da, trebuie să și ne odihnim, îți dai seama. Așteptăm cu nerăbdare, de fapt, să mergem la odihnă. Dar mai întâi, vara este plină de evenimente, trebuie să mergem, să facem oamenii fericiți, ei ne așteaptă, ne sună, ne scriu. Și acum este momentul și sezonul pentru a ne întâlni cu publicul nostru și a ne distra împreună. Dar până atunci neapărat o să ne luăm o pauză, să prindem la puteri, la vitamina D și... Aveți deja planificat ceva? Păi da, îți dai seama că dacă nu-ți planifici, nu poți, nu reușești. Deci vom pleca în vacanță acum, sigur, la mijloc de vară, în luna iulie, acum în perioada asta de post, pentru că e logic să se fie așa. După care revenim, avem program stabilit, plecăm în Irlanda, mai avem și alte plecări, evenimente, concerte, open air și așa mai departe. Adică programul e fixat cumva până în toamnă și cu Doamne ajută și cu pace și bucurie să vedem Doamne. Și toamna cum va fi. Da, să fie o toamnă bogată în evenimente și... Îmi place că noi încă n-am închis vara, dar ne-am pregătit toamna. Lasă că e bine să gândim optimist, pentru că știi cumva atragem undele universului în varianta pozitivă. Eu, o ultimă întrebare, atrag de fiecare dată atenția la ținuta voastră și la cât de impecabil sunteți voi. Vai, mulțumesc și tu, că întotdeauna ești foarte frumoasă. Rămâna. Impecabil la capitol, în primul rând, vestimentație și, în al doilea rând, la look per ansamblu. Are grijă de voi același stilist pe care îl știm cu toții, de Cătălin Botezatul. Da, da, da. Deci acum suntem în ținutele lui Cătălin și echipa lui. Da, ne străduim și noi, eu repet acest cuvânt, pentru noi personal și cred că pentru un artist per general este foarte important
felul cum arată, imaginea lui. Ne străduim. Poate pe alocuri nu prea reușim, poate în astea, dar încercăm să fim, să arătăm cât se poate de bine pentru public. Eu cred și că dacă noi facem un top, trupa Acord sau băieții din trupa Acord vor fi acolo așa, în top chiar pe prima poziție. Mulțumesc. Pentru că dacă ar trebui să comparăm cu alte vedete de la noi, cumva voi chiar acordați atenție de acest lucru. Eu vă mulțumesc foarte mult noi pentru prezență, si, pentru această piesă pe care ne-ați oferit-o, pentru că și eu sunt publicul vostru. Mulțumim, da, mulțumim. Și vă mai aștept cu nerăbdare, ca de fiecare dată, și cu noi, urmează, cu noi urmează piese și piese noi frumoase. Da? Și sigur, de dragoste. Sigur, și de țară, ca, și de neam, și exact de toate. Exact ca aia cu Mă doare. Eu, pentru mine, piesa aia este fenomenală. Bun, eu vă mulțumesc frumos. Mulțumim mult.